Salutare tuturor, eu sunt Snick și fraților, azi am de zis ceva ce, nu știu, pe mine m-a făcut să mă simt foarte bine, foarte bine în sensul în care, bă, eu am zis, frate, azi a fost o zi frumoasă, o zi, o, mă rog, cu diferite treburi, dar a fost o zi relativ frumoasă. Și ce am zis eu, bă, frate, dacă tot pentru mine a fost o zi frumoasă, hai să împărtășesc acest lucru pentru că mi-am dat seama de el. Așa că în următoarele minute veți asculta, sau mă rog, veți înțelege. Mă rog, pentru cine vrea și cine vrea să încercem, nu știu, ghidul pentru a fi tu, a fi bine, a fi ok, a fi, nu știu, ceva de genul. În primul și în primul rând, fraților, eu mi-am dat seama de ce sunt mai fericit în ultimul timp și sunt eu. Bă, în primul rând, am reușit să înțeleg de ce nu eram, nu știu cum să zic, de ce eram, nu eram eu bine. Eram, nu eram eu. Asta era, nu eram eu. Și mi-am dat, de ce? Păi pentru că încercam să-l fac fericit pe ăla, sau încercam să, nu știu, să nu vorbesc cu ăla, sau încercam să, nu știu, să încerc să nu vorbesc cu ăla, că nu știu ce, sau să-i spun indirect că e nu știu cum, sau așa. Nu, frate. Am început, bă, frate, în primul rând, eu contez cel mai mult. Nu sunt narcisist, stai că am, nu sunt narcisist, dar mi-am dat seama că nu trebuie, mai întâi trebuie să fii tu pe primul loc. Mă rog, asta, după asta mă ghidez eu. Și ceilalți, bineînțeles, după tine. Nu tu într-o proporție foarte mare, dar să fii tu pe primul loc. Și ei bine, mi-am dat eu seama frumos și am început, frate. Și frumos, ce am zis eu. Bă, frate, dacă eu n-am chef să vorbesc cu ăla, nu o să vorbesc cu ăla. Pentru că, nu ăla contează, ci eu contez. Dacă eu chiar îmi stric cheful numai ca să vorbesc cu ăla, atunci e grav. Mă înțelegi? Adică nu merită, frate. Dacă eu chiar simt că, nu știu, ăla dacă vorbesc cu el, nu-mi strică ziua, frate. Sau chiar, nu știu, nu, las un gust amar să vorbesc cu ăla, e bine, nu o să vorbesc cu ăla. Dacă eu simt nevoia, nu știu, să țip, să, mă rog, să țip, să râde unul singur, să zic o poantă, bă, o zic, frate, și o fac pentru mine. O fac că, nu știu, așa mă simt eu bine, frate. Și dacă eu o să fac, o să mă, ca să mă simt eu bine, mă înțelegeți? Încercați, nu știu, să vă puneți pe voi pe primul loc și să-i lăsați pe alții și încercați să fiți voi, bă. Nu încercați să copiați pe alții. Cu stilul e altă treabă. Dar ca să fiți voi, ca să vă simțiți bine, încercați totuși să fiți voi, da? Pentru că asta contează, frate, nu să fii altul. Că dacă copiezi pe altul, cu ce te ajută, frate? Să fii ca altul, dar ăla se simte bine în el și tu nu te simți bine deloc. Păi e logic, frate. Păi ce facem aici? Nu știu, asta, după asta mă ghidez eu, repet. Asta, după asta mă ghidez eu, e planul meu, na, mă rog, pe care mi l-am, nu știu, descoperit și, na, după asta mă ghidez eu. În schimb, poate altul nu o să vrea așa, e bine să nu fac asta altul, dar eu, după asta mă ghidez. Mai sunt câteva lucruri, bă. Dacă eu, nu știu, mă simt bine în largul meu, mă gândesc, eu mereu încerc să privesc partea bună, da? Bă, frate, dacă eu privesc partea bună, pur și simplu ziua mea e mai bună. Dacă am zis așa, încerc la sfârșitul zilei, da? Cum e acum, să mă gândesc, bă, ce am făcut astăzi? M-am trezit dimineață, mi-am făcut ora mea de, mă rog, de exerciții, eu am o oră de exerciții dimineața pe care o fac, am mâncat, am fost la școală, am vorbit cu prietenii, m-am întors acasă, am mers la antrenament, am făcut un antrenament și sunt acasă. Ei bine, de ce, frate? Păi, trebuie să fii fericit, frate. Ai reușit să te ridici totuși din pat, am reușit să mă duc la antrenament, am avut ce să mănânc, e foarte, nu știu, eu așa le privesc eu. Chit că nu par în episoade sau ceva în genul, nu știu, eu prefer să țin asta pentru mine. Și mă bucur foarte tare când, nu știu, gen, reușesc să fiu fericit o zi întreagă, frate. Azi n-am fost chiar așa de fericit am avut un pic de stres, că trebuia să învăț. În schimb, a fost super ok, a fost super fucking ok pentru mine și, na, pur și simplu am scăpat, deci cel mai bine mă simt când am reușit să scap de gen persoanele cu care nu merita, care mi-am dat seama că mă țineau, mă trăgeau în jos, da? Pur și simplu, bă, îmi zice ceva, nu mai vorbim și gata. Și am încercat să vorbesc cu alte persoane care mă făceau fericite, pentru că prietenii contează. Și am descoperit, am vorbit cu persoane, am văzut că mă fac fericite, am vorbit cu ele în continuare, vorbesc. Dacă mă simt bine când vorbesc cu alte persoane, ei bine, o să continui să fac asta. Dacă cineva îi răspund cu silă, mai bine nu-i mai răspund. Asta e. Deci pentru mine, asta cel mai mult contează. Mă înțelegeți?
Ar fi bine să încercați să faceți și voi asta, nu știu, puteți să încercați, dar v-am zis, asta e planul meu după care mă ghidez în viață și, mă rog, după care, pe care l-am descoperit de ceva timp și văd că merge foarte bine, nu sunt stresat, mă rog, mai am o mică parte de stres, în schimb sunt chill, sunt așa de, da, I don't give a shit, fă ce vrei, sau ceva de genul. Cât timp am personalitatea mea, da, sunt foarte ok. Fraților, cam asta am vrut să vă spun, o să mai fac o parte video, un video de genul. Dacă ați înțeles, nu uitați să lăsați acolo un comentariu, o treabă, o chestie. Și eu v-am pupat, sper să fiți și voi cum mă simt eu acum, să fiți ok. Vă pup și ne revedem data viitoare. Fiți fericiți, bă! Fiți fericiți!